Ăștia, ei vin din Arabia acum, trebuie să vin. Rămâneți la condiția noastră, toți banii odată, clauza? Auzi, mai vorbești. Eu cu Flonel am vorbit, el a zis că vrea să rămână să joace preliminari. Așa că n-am nicio treabă. Ar fi varianta ideală, nu? Să joace și, să vă ajute și în cupele europene și după care să plece pe... Da. Da, 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 da. Bă, eu mulțumesc Dumnezeu că a făcut Dumnezeu cu mine așa de frumos, adică îți dai seama, puteam să fiu și acum încă. Că mai avem și CFR, mai avem și Rapid. Puteam să fiu și acum în emoții. Așa, înainte de săptămâna poate, mi-a Dumnezeu ca să pot să fac rugăciune ca lumea, că am fost credincios Dumnezeului meu și a zis îți dau să fii campion cu 3-4 etape, să nu mai ai postul săptămâna mare, să nu mai ai nici fel de problemă, nu mai ai emoții, nu mai, nu mai ai Paște, să ai Paște liniștit cu Hristos, să fii ca lumea. Și dacă sunt credincios Dumnezeului meu, dă Domnul de știi ce, pulver și pe ăștia de aseară. Deci, și pe ăla și pe ăilalți, și pe amândoi, și pe ăilalți, pe toți, și Dortmund, și tot, și Paris Saint-Germain, și tot ce vrei. Nu băieți să nu-i lua că-i teamă aici, dar. Dacă ești cu Dumnezeu și ești credincios Dumnezeului meu, Dumnezeu face toate el și bați tot ce întâlnești în cale. Hai să vedem acum, nu? Acum, deja, acum aștept. Până acum v-am spus despre lucrurile sfinte. Acum vă spun de ale voastre, ce vă place vouă. Acum, pentru mine, deja începe o mare provocare, pentru că acum dați-mi antrenori, că nu mai am cu cine. Acum vine Mircea Lucescu, pentru mine e o mare provocare să mă pot lupta cu Lucescu. Este și premieră pentru mine, așa că e mare bucurie pentru mine că vine Lucescu. Și mare provocare. Ce antrenor mai așteptați? Vreau să plec la Liverpool, dar nu mai plec, pentru că dacă vine Lucescu, stau aici să mă războiesc cu Lucescu. Dar ce modele de antrenori? Dan Petrescu, să mă războiesc cu Dan Petrescu. Dar acum câțiva ani a spus domnul Lucescu să... vină la FCSB. Nu am proces. Statonat așa, o discuție. Adică n-am îndrăznit. Adică aș fi vrut. Ziceți cu cel mai mare. Dar n-am îndrăznit. Pentru că eu așa am considerat, nu știu. Că Lucescu nu vine fără un milion. Adică nu. O să dai un milion la un antrenor. Poate îi dă. Păi dacă îi dă un milion, eu zic că vine. Și Lucescu nu e omul care să vină, stai că numai că îi dai milionul. Lucescu trebuie să-i dai și 7 milioane de transferuri. Bă, Șucu are bani. Dacă vrea să o facă, o face, dar numai că poate să-i dea și dar trebuie să gândi... Nu! El, că Lucescu e cel mai mare, dar acum întâlnește o piatră tare, unul mai tare ca el. V-ați pregătit o listă pentru această vară? Eu, ce să fac, eu? V-ați pregătit o listă de transferuri pentru această vară? Pregătirile începe de vreme. Vor fi 6-7 transferuri. V-am zis, ce să vă zic altceva? Nu pot să vă zic, nu? Ce șanse sunt să revină? Sunt mari, că n-ar fi aproape de 90%. 10% dacă îți găsește undeva unde să-i convine. Dacă nu, el vine. Nu știu alea, deci n-am vorbit încă. Stai să vină, să înceapă transferul. Nu l-a început, vorbim așa dinainte. Nu? Hai să vedem ce o să iasă. E frumos, adică acum. E frumos, că uite, există deja concurența până acum, adică uite, este Rotaru, este Gică, este Șucu, este Varga. Acum nu prea aveam antrenori. Acum vin și a venit Petrescu, a venit acum Lucescu. Acum ai ambiții, acum are competiția mare, nu? Ce gâlcă, mă, gâlcă de talia mea. Eu vorbesc aici de Gagi, de Dan Petrescu, de Lucescu. Nu vreau de talia mea. Câteva zile s-au vândut toate biletele pentru Lucescu, ce fără, spune, ai mără de tare. Da, și eu 600.000, numai din bilete, ce să fac și eu? Nu vin, că n-am treabă eu, nu e a mea. Eu când o să fac
masă, festivitate cu antrenorii. Hai, bine, ziceți. Nu s-a păcăriță niciun fel acest tip de lucru. Ce? Băi, sărbătoarea titlului, știi pentru ce este titlul? Ei sărbătoresc că e trofeu. La mine trofeu trebuie să câștig bani, că dacă n-am bani nu pot să câștig. N-am ce face fără bani. Și la, pentru mine festivitate, petrecere, e dacă intrăm în Liga Campionilor. Atunci, atunci discutăm, atunci da. Atunci sărbătoresc și eu. A fost o palmă dată școlii antrenorilor, pentru că domnul Ionescu a spus că ar trebui să ajungă mulți antrenori. Păi de unde? Păi ce să-i fac, mă, uite, de exemplu, eu, hai să-l luăm pe Gică, na. Păi eu nici nu sunt la unghia mică a lui Gică, dacă este, nu? Ca antrenor ce? Ia ce vă de bani, mă, bani au făcut, ce-am făcut eu ceva? Azi, glumim noi, între noi aici, dar ce-am făcut eu? Ce pot să... Nu mai stai, mă, cu capul așa pe băiat. Cum stai cu capul pe bărba, mă? Bă, băiete, mă... Și ați motivat jucătorii. Cum să stai cu capul pe bărbat? Hă? Păi da, păi sprijin, dar el... V-ați motivat jucătorii prin acest lucru. Credeți că au înțeles exact ce vreți dumneavoastră de la ei să facă un fotbal? Jucătorii de la pe ce Hai spun ceva. Nu comparați lucrurile astea, pentru că nu e. Gică e cel mai mare la ora asta. Nu? Poate e mai mare și ca Lucescu, Gică, noi nu știm. Pentru că Lucescu a făcut, dar Lucescu a făcut din bani și unde a fost. Gică Hagi a făcut fără bani. Acum, dar degeaba, cât, ce să faci? Și așa, să zic că Mesia a luat două campionate, mi se pare, nu? Ce să mai de unde să cât, că n-ai cum să iei tot așa, cât, că se termină untul ăla, că a scos untul din ei, ce se poate să facă, nu? Nu e aici, parcă eu, sau antrenor, că glumim, de unde să iau antrenor, eu fac și eu acolo niște schimbări și gata, care este de fapt de la Dumnezeu, că e cum ar veni ochiul stăpânului, știi, că simte ce este la el în curte, dar da, ce antrenor, unde? Doamne, ferici, hai mă, ce să... Vreau că de-o dau glume, voi cu o lață serios, văd. Păi eu glumesc și... Mă gândeam, acum că se plece până, care jucători de nou, credeți că o să fie următorul produs de vânzare? Pe care îl vădeți? Sandabil, așa, repede. Ce-i bine? Poate. Pe Miculescu ea începe să crească. Să vedem, începe să... Da. Nu asta mă gândesc eu, că nu vânzarea este scopul meu. Păi da. Păi pentru ce, dacă eu intru în Liga Campionilor, iau 50 de milioane, pentru ce să vând, să iau 7 milioane, ce idiot? Nu aici, nu e la fotbal, nu se câștigă bani din vânzare. Dar am avut eu norocul și am vândut din vânzare și am luat altceva, dar nu din vânzare se ia bani. În altceva să ia bani, o să vedeți de unde se ia. Hai, lăsați-mă să-mi pregătesc de Liga Campionilor. Au să dea bani în rate, adică ei au nevoie, zic ei, să dea 3 milioane jumate, să dea 4 milioane și după aia, în funcție de meciuri jucate, că, domne, că ei riscă, că nu știu ce, că jucătorul la național nu prea a funcționat. Și ei vor, adică o asigurare, zic, bă, omul când face afaceri, cine dă banul, are un risc. Tu trebuie să riști dacă vrei. Normal că aici, deci, până la urmă, am ajuns la o concluzie, adică ei au făcut o propunere să dea 4 milioane și, pe urmă, să dea în funcție de meciuri. Eu zic, bă, de ce să dați 4? Să dați numai 3 jumate. Și eu le-am făcut propunere de 3 milioane și, bă, păi cum? Te dați 3 jumate acum și în septembrie încă 1 jumate. Dar eu dacă mă calific cu Florinel în echipă, nu mai dați banii acum. Eu iau 50, nu mai am nevoie de 1 jumate, înțelegi? Adică las 1 jumate, cum ar veni, numai ca să-l am pe el în calificări. Dar dacă nu mă calific, dați banii. Și acum el a spus, domnule, dar astea două propuneri sunt. Eu zic mai departe și zic... o să vină să spună da sau nu. Deci, acum au rămas decât două propuneri.
Cu alte cuvinte, Florinel va fi în preliminarii, până în play-off. Că e ori 4 și încă 500 cu 500, ori 3 jumate cu 1 jumate. Dar treaba e că el, dacă, vezi că aia zice, cum adică, dom'le, dacă nu te califici să dăm banii? Dacă nu mă calific, păi noi ți-l lăsăm și dacă nu te califici toți, păi nu, dacă nu mă calific, dați bani, dacă mă calific cu el pentru că el a participat, nu mai vă scade 1 jumate, nu mai dați. Mă dai 1 jumate înapoi, dar banii să fie transferul 5 în cap. Să fie 5. Sau 5 plus 50. Sau 3 jumate plus 50, adică 3,50 de la ligă și 3 jumate de la ei. Nu? Păi domne, că cu tare, că nu știu ce, că nu știu, că dacă e... Că eu nu vreau să-l dau, bă, jucătorul face 10 și voi vreți să-mi dați doar 5. Să negociați, cum să negociem 5 dacă el face 10? Dar dacă vreau direct 5 milioane, nu mai face. Păi nu mai am ce face, nu mai pot, nu mai am ce face. Păi nu mai, că bagă de banii, n-ai ce face. Există și varianta asta? Păi există, păi da, există varianta, dar eu, ce crezi că dacă ai azi miliardari, toată lumea le convine să economisească banii, nu? Și crezi că aruncă banii, băi, 1.000.000, ce înseamnă 1.500.000? Eu am bani. Dar dacă îmi spui de 150.000, acum știu ce înseamnă. Sau 50.000, sunt bani mulți, de tot. A, că riscăm și că luăm și că dăm 6.000, 70.000, fac o tare, pierdem, asta e căriști. Dar eu știu toată viața mea, eu am știut ce înseamnă și 100.000, și 50.000, și 10.000. Eu n-am uitat niciodată în viața mea. Eu n-am uitat, de ce n-am uitat? Eu am prins... Când era o dace, $2000. Asta costa o dace, $2000. Așa am prins eu. O dace nouă, nouță, $2000. Păi 10.000 sunt 5 daci. 100.000, 50 de daci. Adică eu fac sucotele alea vechile. Și eu cap inteligența. Domnul Simion ce-a vorbit? Păi, domnul Simion, el a vrut să-i cunoască pe părinții mei de la... De la Comanca, de la așa, că se cunoștea cu Nudrini și a zis că este la mine aici și a venit să-i vadă. Și să vedem dacă le dau o mână de ajutor lui ăsta, lui Neam. Că el candidează la europarlamentare, dar nu mai este timp acum, nu știu când începe campania. Sunt alegerile acum în iunie, la început. E campania început, da, înseamnă. Da, și atunci nu se poate, că dacă veneam mai devreme, împrumutam partidul cu 500.000, cum am împrumutat și împrumutat PSD-ul, PSD-ul poți dă bani. Și acum am împrumutat Maurul, 500.000, și după ce lua ei, da, dar nu, acum nu se poate. Să vedem o formulă, să-l împrumut pe el, dar să vedem dacă e legal. Eu am spus, băi, eu supun eut, să vedem dacă e legal, să-l împrumut pe Mihai Neam. Și el să-și financeze campania. Vedem, nu știu, găsim soluții, dar... Băi, am făcut pușcărie degeaba. Eu, acum, eu sufru neurte, orice chestie, să văd dacă e lege. Și nu numai că e lege. De 1 miliard de legi să fiu apărat. Și nu numai să fiu apărat de legi. Eu fac și public tot ce fac ca să știe. Bă, asta fac. Tu, dacă nu-i bine, procuror, vin, o spunem acum. Sau tu, milițian, ce ești? Eu vă anunț toate public, că nu te pui cu ăștia, că am făcut pușcărie degeaba, nu mai vreau. Ajungi cu mizerile care le-au făcut. Și vi le spun multe, vi le-am spus acum vouă ca să știe. Eu am spus, băi, eu am făcut pușcărie, voi sunteți tineri, nu știți ce e în România. Tu n-ai văzut, domne, a făcut adresa, a vorbit la telefon, ba la la, ta la la, dosar penal, a venit unul și a propus că să-i dea... bani și el a zis că îți dau comision. Și mie, dacă îmi propui acum, când dai a mie 1.000.000 de euro, ăștia sau cine, eu dau comision 10%. Care-i treaba? Nu i-a propus lui Teodosie, domnule, îți dau 800.000. Dai 10%? Da, îți dau! Păi tu, dacă îți dau eu 1.000.000, nu dai, îmi dai 10, îmi dai 100.000 mie înapoi? Da. Și nu-mi dai? Și atunci care este fapta penală? Care-i infracțiunea? I-a propus, bă, dacă îți dau atâția bani, îmi dai 10%, da. El fac lobby să-ți aducă. Păi tu a fac.
Și vagabondul a făcut și toată ziua la televizor, ta-la-la, Teodose, dosar penal, băi, n-avem nici inteligență, nici nimica deloc, mă. Cum să fie aia dacă un vagabond nenorocit s-a dus, a făcut o instigare ca să denigreze biserica. Vezi? Acum altă chestie, vezi, doamne, că a vorbit la telefon, eu, băi, eu col de nu zic, că...